arestați, în conformitate cu dispozițiile articolului 40 alineatul 3 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 30 din 22 martie 2019, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, un consilier dându-și demisia, cererea este că demisia este într-un proiect de hotărâre care se discută la ordinea de zi astăzi și absentează nemotivat domnul consilier Chitic. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun bun venit celor care formează deliberativul și colaboratorilor din primărie. Evident, ședința fiind publică, eu mă bucur că avem și din partea comunității, mai precis din partea PDP, doamna Bratu. Este bine că mai avem și invitat din afara administrației locale. Este un moment important, să putem, din punctul meu de vedere, mă refer la ordinea de zi, fiecare ședință are o anumită specificare. Sunt subiecte propuse pentru dezbatere, care au o anumită specificitate, ceea ce aș sublinia pentru deliberarea de astăzi și prezentarea raportului anual, raportului economico-social și de mediu, a stării economico-sociale și de mediu a comunității locale. Pentru a valida ordinea de zi, o să reamintesc pentru știința tuturor și pentru a putea fi luat în considerare de cei care hotărăsc soarta conform regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. Deci, practic, reamintesc ordinea de zi propusă de dumneavoastră la primul punct, proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bucănești, inițiator subsemnată. La punctul al doilea, o informare privind activitatea desfășurată pe etalajul comunal în anul 2018, prezintă domnul Grigore Gheorghe, viceprimar. La punctul al treilea, propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salurizare pentru anul 2019 și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salurizare aferente anului 2019 pentru utilizatorii non-casnici. Aici înțelegem, în mod deosebit, agenții economici, inițiator domnul viceprimar. La punctul al patrulea, propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile, finanțate de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții, construire poți în beton armat cu un de circulație pe cerul Oitu, zona Slobozie, în statul Bogdănești, în comuna Bogdănești, inițiator subsemnatul. La punctul al cincelea, ajungem la ceea ce anticipam. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Bogdănești pentru anul 2018 prezintă subsemnată. La punctul al șaselea, cu tumă noastră, solicitări adresată Consiliului Local Bogdănești. Mai sunt și alte puncte propuse între timp și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație pentru a putea fi dezbătute. Cu știința mea, nu. Atunci, pun la vot ordinea de zi propusă. Cine este pentru? Mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Redau stafeta președintelui de ședință. După câte sunt informat, continuă doamna consilieră Cătăne Maresica. Da, mulțumesc. În început dau cuvântul domnului secretar pentru a pune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința din 27 februarie 2019,
aveți de făcut încercări sau știu eu ceva. Da, poftiți. Domnule secretar, am citit procesul verbal și aș face o mențiune. La punctul 9 din ordinea de zi din 27 februarie, când am luat cuvântul, am spus acolo 5% a fost plătit. Ați trecut în procesul verbal 8%, aș vrea să rectificați. Dar am avut 5% până în 2007. Uitați-vă în procesul verbal. Ați văzut, nu? Da, deschid, dar dacă așa este, să nu rectifică, fără probleme. Da. Altceva. Și tot aici s-a scris domnul consilier Vârgu a părăsit ședința în luna februarie. Păi tocmai în ianuarie părăsit ședința. La punctul... Proces verbal încheiat astăzi, trebuie scris data. Astăzi când? Da, asta am văzut și eu. La redactare. Atât am rămas fără. Așa. Da. Doamna Tomar, am notat problemele respective. Deci, vis-a-vis de completările făcute de domnul Var, dacă mai sunt altceva probleme. Dacă nu s-a pus spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința anterioară, evident, cu completările făcute de domnul consilier Vlad. Cine este pentru? Da, mulțumesc în unanimitate. Procesul verbal încheiat în ședința din 27 februarie a fost aprobat în unanimitate. Mulțumesc, pot fi zonă. Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi și la primul punct avem un proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdanu, județul Bacău, inițiat de domnul primar. Dau cuvântul. Da, mulțumesc. O să încep pentru că a fost anunțat titlul proiectului de hotărâre direct cu ce propun de fapt la primul articol să se constate încetarea de drept. Înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdanu, județul Bacău, a domnului Vlad Gheorghe, ales pe lista Partidului Social Democrat ca urmare a demisiei acestuia din Consiliul Local. La articolul al doilea, propun să se declare vacant postul de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdanu, județul Bacău, al domnului Vlad Gheorghe. Al treilea, articolul are următoarea. După aprobare, hotărârea să poată fi atacat pe domnul Vlad Gheorghe la instanța de contențios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Articolul al patrulea. După aprobare, secretarul Comunei Bogdanu, domnul Ciori Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdanu, domnul Vlad Gheorghe, instituție privitor de Bacău, Partidul Social Democrat de la Bacău. Și în vorba de o demisie, știm ce înseamnă asta, un act de voință unilateral, conform legislației în vigoare, din partea Partidului Social Democrat, avem această posibilitate de a ne reface echipa dacă acest proiect de hotărâre va fi fără îndoială. Asta este deocamdată. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Da, Comisia numărul 3 în ședința de ieri arăt un aviz negativ acest proiect de hotărâre cu două voturi împotrivă și unul pentru. Vă mulțumesc. Dacă nu doriți să iau cuvântul, atunci supun spre aprobare. Cine este pentru? Avizul fiind consultativ. Da, deci da. Nu este... De acord. Da, deci cine este pentru? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi. Pentru. Împotriva? 3. Deci abțineri nu mai sunt. Deci cu 6 voturi pentru, proiectul este adoptat. Trecem la punctul 2. O informare privind activitatea desfășurată pe izvazul Comunei, izvazul Comunei Bogdănești în anul 2018, prezintă domnul viceprimar Grigore Gheorghe. Informare cu privire la activitatea depășunată pe izvazul Comunei Bogdănești de Subatou în anul 2018.
Doamnelor și domnilor consilieri, conform dispoziției primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, activitatea de pășunat de peisajul comunal din punctul Burziu și Hută se află sub coordonarea viceprimarului Comunei Bogdănești. Având în vedere prevederile articolului 9 alineat 1 și 2 din UGP 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificările și completările legea fondului funciar numărul 18 din 1991, articolul 6 alineat 7 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor UAG 34/2013 și ordinul numărul 226-235 din 28 martie și din 22 mai 2003 pentru aprobarea strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatarea pajiștilor la nivel național pe termen mediu și lung. Modificările și completările ulterioare au fost încheiate cele două contracte de închiriere, unul pentru suprafața de 42,75 hectare, unul pentru suprafața de 19,79 hectare. Pentru anul 2018 nu sunt restanțe în ceea ce privește încasarea datoriilor date atât pentru impozitul extrabilan, cât și pentru taxa de pășunat. S-au încasat pentru impozitul extrabilan 2.335 lei, iar pentru taxa de pășunat s-a încasat 2.997 lei de la ambii crescători de animale ce au închiriat terenul pășunii. Pe partea de pășunat au fost efectuate lucrări de igienizare, de curățire și de frișare conform normelor de animale consemnate și consemnate în procesul verbal de denumăratele animale. În procesul verbal de numărarea animalelor și a normelor impuse de APE. Începând de anul acesta, plata pentru suprafața de pășunat închiriat nu se va mai face în funcție de numărul de animale, ci în funcție de cantitatea de masă verde la hectar. În ceea ce privește suprafața de împădurire de 148,30 hectare, conform contractului 12.695 din 10.10.2017, încheiat cu direcția silvică Bacău, se află în faza ocolului silvic Oituri. În anul 2018, conform APP numărul 1053, transmis prin adresa numărul 723 din 14.02.2018 a ocolului silvic Oituri, au fost marcate și vândute prin licitație spre exploatarea cantitatei de 381 metri cub lemn, după cum urmează: brad 256 metri cub, fag 89 metri cub, plop 6 metri cub, carpen 8 metri cub, mesteacă 19 metri cub, anin 2 metri cub. În urma exploatării s-a încasat suma de 43.053 lei de la SCPMV Distribuțion, cel care a câștigat licitația. Și pentru anul acesta voi lua toate măsurile pentru ca activitatea de pășunat să se desfășoare în condiții impuse de lege, atât în ceea ce privește activitatea de pășunat, cât și activitatea de curățare a pășunii. Voi înmări lucrările de igienizare și întreținere ce trebuie să efectuate pe pășune comunală și pe partea de împădurire. Vom asigura prezenta de ori câte ori vor fi solicitat de către ocolul silvic Oituri pentru marcare sau pentru alte activități ce vor avea loc împreună cu reprezentanții ocolului silvic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! La cuvânt! Dorește cineva să nu spun opinie? Dacă nu, trecem mai departe la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii non-casnici. Inițiator, domnul viceprimar. Da, dumneavoastră ați avut la dosar. Este vorba de taxa non-casnică la societăți. Thank you.
proiect de duhătorâri l-ați avut dumneavoastră la consultat și cura de tutu și cura asta. Și propun, la articolul 1, să se aprobe taxa specială de salubrizare pentru anul 2019 în cuantum de 15 lei persoană lună pentru utilizatorii non-casnici. La articolul 2, să se aprobe regulamentul privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferent anului 2019 pentru utilizatori non-casnici conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 3, după aprobare, secretarul comunei domnul Ancioe Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, doamne Știnca Alina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Instituția Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Avem raportul de avizare la Comisia 1. Expunerea de motive. Avizul domnului secretarul Ancioe Vasile. Vă mulțumim. Mulțumim. Comisia numărul 1. Da. Doamnele și domnule consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil pe acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim. Vă invit la cuvânt. Eu ar vrea să intervin. Da, ok. În primul rând, vreau să mulțumesc. Am văzut că a fost avizat pentru atrete și vreau să mulțumesc pentru atitudinea responsabilă față de una dintre problemele foarte importante din comunitatea noastră. E vorba de salubrizare ca și condiționare de bază pentru starea de sănătate a comunității. Vreau să aduc la cunoștință celor prezenți, în primul rând deliberativului, pentru a înlătura eventualele îndoieli privind transparența atunci când a fost stabilit cuantumul de 15 lei pe angajat anual. Evident că a fost respectată legislația sectorială în acest domeniu și am avut consultare care am rugat, le-am trimis invitații să vină la o întâlnire, chiar și informală, la urmă, la sediul administrației locale. În primul rând, la cei care sunt reprezentativi, care au un număr mai mare de angajați, la grupele de firme Șerban. Am arătat că este un quantum care se practică, nu am ieșit de rând, folosind o expresie consacrată. Este același quantum ca și în municipiul Onești. Același comportament l-am avut și față de Trotușteți. Ei au acceptat și chiar pe palier sub anvergura firmelor menționate anterior am adus la cunoștință și chiar am văzut o reacție pozitivă la Toma Daniel, pe care îl cunoaște cu toți. De ce era mulțumit din prima, cum se spune, pentru că după practica anterioară, până când a fost reziliat contractul între Rompres ca operator și respectivele entități economice ca beneficiarii, ei plăteau mai mult. Mă rog, era alt sistem de cuantificare a serviciilor la tonaj, cantitate respectivă. Acum vedeți că taxa se raportează la numărul de angajați. Deci ei plătesc mai puțin. Pe de altă parte, și pentru noi
deși este o sarcină în plus, este mai convenabil, pentru că având un număr semnificativ, poate spune chiar mai mare de angajat decât în alte comunități, avem aceste entități, într-adevăr, care nu se pot regăsi ca și anvergură în orice comunitate, grupul Șerban și Frotul Șteț, deci practic încasă mai mult la primărie pentru a putea plăti taxa pentru toți utilizatorii, pentru toți beneficiarii ai serviciului de salubrizare. N-am decât să vă mulțumesc încă o dată și anticipez un vot pozitiv. Evident că aici sunt multe lucruri de remediat în ceea ce privește colectarea selectivă și atenția sporită la cantitatea corectă care se înregistrează în documentele operatorului, pentru că vin facturile care trebuie să le plătim în funcție de cantitate. Am prevenit compartimentul contabilitate. Rog pe domnul viceprimar, într-adevăr, să urmărească, să se plătească pe ceea ce se colectează cu adevărat. Pentru că acolo mai întâi noi avem de plătit nu numai colectarea, ci și procesarea, depozitarea la celula numărul 2 din Bacău. Aici, sigur, mai sunt posibilități de a eficientiza colectarea selectivă și prin activitățile de conștientizare, educare a copiilor de la școală. Probabil o să ne mai întâlnim într-un cadru organizat și am atenție ca să nu te uite, o să fiu împreună cu dumneavoastră. Și la ședințele cu părinții la școală va fi foarte important, pentru că părinții plătesc. Cu atât mai mult merităm o atitudine de colaborare din partea părinții, cu cât reamintesc că dumneavoastră ați avut bunăvoința, împreună am gândit și am aprobat subvenții pentru copii, pentru minori, în general, mai ales pentru cei care urmează o formă de școlarizare. Într-un fel, concluzia ar fi către o reciprocitate față de ajutorul pe care l-am acordat, pentru că sunt banii comunității, nu neapărat ai administrației. Administrația trebuie să-i utilizeze după niște criterii de eficiență. Îmi permiteți la punctul ăsta și avea o întrebare. În ce categorie? De la Consiliu, de la președinte, în ce categorie intră biserica din Filipești? Nu știu la Domtănești cum se procedează, dar noi nu avem un tomberon. Îmi permiteți, doamna președinte? Da. Din și răspunzătoare împreună cu domnul viceprimar, dacă doriți să încordați răspunsul, la categoria consumator non-catec, exact cum se întâmplă și taxa, este o instituție care trebuie să plătească taxa. Bun, o să plătească. Am să transmit consilierilor de la biserică, dar un tomberon ar trebui un container mai mare pus. Pentru că lumea care are coroane, le aruncă peste gard și dau foc sau nu proprietarii. Deci eu vă spun. Da, doamna Bratu, așa se procedează acum. Vorbeam de o colectare selectivă și nu știu dacă coroanele sau alte resturi intră în ceea ce se colectează. Da. Domnul Grigore, ce părere aveți? Suntem mai aproape. Asta e așa, chestia cu containerul, da? Putem solicita să se amplaseze în zonă? Da, păi am vorbit cu cei de la Rompres să ne aducă 50 de containere mici.
poți să reamintești că doamna Bratu da, până acum poate, la... poate să informezi într-adevăr da, cu bună dreptate și locuitori din GDP. Ce anume, ce categoriile deșeuri... Mă bucur că doamna Bratu se interesează de așa ceva, că până la ora actuală nu s-a plătit niciodată la biserică. Noi ne-am... Știți ce se întâmplă? Nu s-a plătit pentru că ne obligăm să luăm fiecare care își face curățenie să-și ia acasă. Păi dar da. Sunt persoane da. Care nu sunt din localitate. I-am văzut venind la biserică să aducă o coroană, să aducă o floare și își fac curățenie. Ce fac? Să duc un portbagaj prin? Da, doamne, da. De exemplu, dacă el are o casă la Bogdănești și își face curățenie în curte, cei care au acolo și la biserică, au mormânt, alți au cavouri, nu trebuie să-și iei acasă tot ce trebuie. De exemplu, nu un vecin, ascultați-mă vă rog, un vecin de-al meu, cum se numește Dobrovăț, a avut coroane, vreo 6 coroane, pe mormântul lui taică-su, și a venit cu coroanele acasă în mașină și a zis, eu fac cu ele acasă, nu le duc acolo. Dar acolo și-a n-ai unde să le duci. Ba mi le aruncă dumneavoastră în o gradă, ba le duci pe drumul ăla la deal, vine apa la vale, mi le aduce mie în stradă. Chestii de genul ăsta, adică lumea trebuie să înțeleagă. Sau pe Marul Oituzul. Nu știți că am avut meciurile alea filmați, da, pe YouTube. Da, dar păi, totuși un container. Sunt pomeniri. Bun, dar au... containerul ăla, ascultați-mă, da, vă rog. Containerul ăla, dacă îi duci în plastic, de ce vorbim de selecție? Facem o selecție. Da. În container ce pune? De exemplu, fân nu poate pune, iarbă nu poate pune, flori nu poate pune, că astea se fac compost, astea se biodegradabil. Dar astea la alte, sârma se colectează, plasticul ăla iar se colectează. Adică trebuie să, în biserică, preotul spune, doamne, trebuie să facem curățenie, dar fiecare să-și vrea acasă, să-și gestioneze. Dacă vrem o colectare selectivă. Dar suntem obligați, că vine garda de mediu și... Da. Unde n-ar da Domnul să vină să vadă cum, nu, ziceți dumneavoastră de copii, dar nu copiii aruncă sticle de bere, sunt și copii, în toate șanțurile. E aceeași problemă. Am ajuns noi să facem curățenie, să adunăm din șanțuri. Vă spun. Sunt copiii noștri. Nu sunt numai copii. Că eu de unui copil îi pot face observație. Dacă îmi văd dita mai zdrahonul care e și da, băut... Cred că are dreptare. Da. Ce la Bogdănești întâmplă? Asta e, da, degeaba spui și în biserică și la școală. Nu știu. Educație cred că ar trebui să se facă bărbații să mai meargă în cârciu, unde se adună și să le spună și mucul de țigară. Nu-l găsești peste tot aruncat și pachetele de țigări în curțile oamenilor. Nu știu când o să fie. Da, mă rog, asta și la biserică. Nu mai poate face pe cei educați să prevină. Nu vine nimeni să ne mențe la starea de curățenie în mod special. La biserică nu vin oameni. Trebuie plătit. Și mai, trebuie și puțină responsabilitate. Întotdeauna la biserică, din ei vă merg în coate, s-au discutat și probleme ale comunității administrative. Cu bună credință, fără reală. E o ocazie, pentru că se adună, mai ales la Paști, la ziua morților de Hram, așa mai departe, și noi avem probleme de genul ăsta. La niște dimensiuni mai mari, că și sate mai mare, în sfârșit. Nu e ușor de gestionat. Da, mulțumim. Propun spre aprobare. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Da, deci, unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 5. 4, pardon. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local, cheltuieli neeligibile pentru proiectul de investiții construire pod de beton armat cu fir de circulație pe țărâul Oituz, zona Zlobozie, satul Bogdănești, comuna Bogdănești, satul Bacău, inițiator, domnul primar Andrușca. Da, am avut în dezbatere documentație pe
precizional, dacă vreți, proiecte de hotărâre privind acest obiectiv de investiții, care este în atenția administrației locale de prin 2016, când am realizat studiul de fezabilitate și am identificat ulterior ca surse de finanțare fonduri europene prin grupul de acțiune locală, deci bani europeni. Am reușit, după demersuri destul de complicate, să semnăm un contract de finanțare în septembrie, dacă mi-am amintesc corect, anul trecut. Și în prezent suntem în faza de avizare a proiectului tehnic ca să putem da drumul la licitație, la achiziția publică. Ca un ultim document solicitat administrației locale este aprobarea cheltuielilor neeligibile, pentru că am spus sursa de finanțare poate fi partajată între bani europeni și ceea ce spuneam noi, cofinanțare, în terminologia prevăzută de ceea ce se numește metodologia de lucru a celor care se ocupă cu fondurile europene, ei spun cheltuielile neeligibile. Noi le-am aprobat inițial când am aprobat documentația tehnico-economică în 2017, dacă mi-am amintesc. Între timp a apărut ordonanța de urgență 114, care a condus inevitabil la creșterea cheltuielilor datorită acelor măsuri pentru stimularea construcțiilor. Deci, practic, manopera. Eu amintesc publicului și mulțumesc consilierilor că au statuat actualizarea devizului general. E acum, ca ultim document care va conduce la avizarea proiectului tehnic, el este avizat de principiu, dar la contractul de finanțare trebuie să mai semnăm un act adițional, un fel de angajament, că pe lângă banii pe care îi primim de la ei, echivalentul în lei a celor 76.000 de euro, diferența care este destul de substanțială, o suportă administrația locală. Asta este esența proiectului de hotărâre, pe care o să-l reamintesc, să-l amintesc pentru cei prezenți. Deci, la primul punct, propun aprobarea cheltuielilor neeligibile finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție amintit, adică construire pod din beton armat complet de circulație pe teritoriul Ciuc, zona Slobozie, satul Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, în sumă totală de 622.601,49 lei cu TVA. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelea, consiliere în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Și al treilea, care este și ultimul, după aprobare secretarul comunei domnul Anceliu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate și instituție prefectului de județul Bacău. Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Da. Doamnelor și domnului consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am zis la bun. Atunci să pun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate de voturi, proiectul este aprobat. La numărul 5 al ordinii de zi avem o prezentare a raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Bogdănești, județul Bacău pentru anul 2018, prezentată de domnul primar Andruș Nicolae. Da, inițial mă gândeam
acces la o sinteză. Evident că se spune că esența supraviețuirii, condiția de bază, este adaptarea la situație. Având și persoane care nu au reușit, nu au posibilitate să se informeze în legătură cu acest raport privind starea economică socială de mediu a comunei pentru anul 2018, evident, într-un elementar respect, o să reiau. Și pentru colegii mei din primărie, pentru că o bună parte din ceea ce înseamnă evaluarea stării economice, sociale și de mediu trece pe la ei, în bine sau în mai puțin bine, și avem posibilitatea să desprindem niște concluzii utile pentru viitor, măcar pentru viitor apropiat. În conformitate cu prevederile din legea administrației publice locale, adică legea 215 în 2001, cu modificările și completările ulterioare, mai precis articolul 68 alineatul 3 litera, primarul prezintă Consiliul Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Un plan managerial, diagnoza economică, socială și de mediu a Comunei Bogdănești oferă posibilitatea de evaluare activității administrației locale și de a stabili împreună măsura eficienței actului administrativ prin comunitatea noastră. Analiza situației economico-sociale și de mediu a comunității locale în determinare directă cu activitatea administrației locale reprezintă o îndatorire legală, dar și obligație morală a celor desemnați de către cetățeni din comunitate să le concretizeze aspirațiile de progres. Axiologic, raportul este determinat de următoarele coordonate. În primul rând, m-am gândit faptul că raportul reflectă perspectiva autorității executive, adică perspectiva pe care eu o am asupra stării economice pentru anul de referință. În același timp, sigur, m-am gândit și la considerația care vor fi exprimate de către autoritatea deliberativă și de alte intervenții autorizate. Ele vor fi de natură să întregească diagnoza economico-socială de care vorbeam și de mediu comunității locale. Apoi, pentru ca raportul să dobândească finalitățile dorite, va cuprinde în partea finală și elemente de proiecție, de proiectare pentru anul 2019 sau pentru durata de medie. Nu eram obligat să fac asta, dar fac asta de obicei, când prezint un raport, ca având informația, perspectiva a ceea ce s-a întâmplat, având o strategie de dezvoltare locală, în mod firesc să prezint celor interesați, celor care ascultă, și ceea ce cred că se poate face în anul 2019 ca o continuare a ceea ce am făcut și în 2018 în amonte de acest an, sau, dacă vreți, ca o continuare a ceea ce noi am prevăzut din perspectiva, așa cum reamintem mai înainte, a strategiei de dezvoltare locală, măcar pe o durată medie. Apoi, consider că acest raport este un act de informare publică, moment al diagnozei, dar și al proiectei, și am zis că este important pentru a facilita înțelegerea prezentului material, structurarea acestui raport. În primul rând, prezentarea contextului macroeconomic, social, politic în care a evoluat comunitatea din Bogdănești în anul 2018. Apoi, considerație privind evoluția economică, socială și de mediu a comunității în anul de referință și la punctul C, așa după cum am anticipat, prezentarea unor elemente de proiecție pentru anul 2019 în partea finală. Ca metode sunt cele care le-am folosit cu alte ocazii. Metoda descriptivă, metoda comparativă, metoda analizii, așa numită metodă SWOT, dacă vă mai amintiți, pe puncte
bune, potrivire și pe puncte slabe. Ea, sigur, este folosită la orice raportare. Numai că, dacă ne gândim că această raportare se face într-un anumit context, nu mai sunt aceleași situații. Deci ceea ce a fost bine la un moment dat, datorită contextului macroeconomic, la nivel local, lucrurile se mai schimbă. Spuneam și la alte raportări în anii precedenți că, vrând nevrând, primim influențe dintr-un spațiu geopolitic care înseamnă Uniunea Europeană, în primul rând. Este foarte simplu să ajungi în România mai repede decât ajungeau strămoșii noștri la Bacău. Mergeau de obicei în interese judiciare și le trebuiau două zile. Acum, în câteva ore, ajungi la capătul continentului. Circulația persoanelor în spațiul Uniunii Europene este un bun câștigat. Este o șansă pentru cei din țările cu posibilități mai modeste de subsistență. Cunoaștem, nu este o noutate, că foarte mulți români își câștigă pâinea, chiar s-au stabilit în țările Uniunii Europene. De acolo aduc bani pentru investiții. De acolo aduc bani pentru investiții în folosul familiei sau chiar în progrese. Și aduc bani care devin capital în mediul economic. Apoi, fără îndeală că e bine să ne gândim la influențele care vin din sistemul național. După mine, tot o perioadă de reflecție. Eu folosesc un document care l-am mai folosit și anul trecut, dar încerc să surprind ceea ce s-a schimbat în contextul național, pentru că asta ne influențează vreun nevrând. De obicei, un asemenea raport de analiză îl gândesc și îl redactez cam în timp de săptămână. Și e foarte lene să ne reamintim, într-adevăr, contextul național, după părerea mea cel puțin, și accept orice discuție aici, pentru că nu pot decât să fiu un beneficiar. Lucrurile s-au desfășurat într-un mod contradictoriu. Au fost și lucruri pozitive, fără îndoială. La orice guvernare găsim și lucruri pozitive și lucruri care se puteau face mai bine sau chiar lasă de dorit. Vă dau un singur exemplu. Această măsură de stimulare a construcțiilor, care a apărut la sfârșitul decembrie 2018, este o măsură cu un efect benefic pentru mediul construcțiilor. Sunt foarte multe programe, mai ales programele gestionate de Ministerul Dezvoltării. Noi suntem beneficiari unui asemenea program prin finanțarea acestui proiect pe care îl aveți în machetă pentru informare, realizare rețelei de apă și canalizare pentru comunitatea din Bucănești cu valoare pe care administrația locală nu putea avea nici în ani buni. A fi acum încercăm să accesăm și banii europeni. Am accesat, așa după cum spuneam, pentru podul din Slobozia. Anunț aici și sper să ne întâlnim ordinea de zi, împreună cu Comisia de Cultură, că e vorba de școală. Suntem pe cale să acordăm $20.000 pentru modernizarea terenului multifuncțional de la școala Bogdănești. Deci ar fi într-adevăr lucruri bune. Ceea ce aș aminti și se trece cu vederea de multe ori, dar la o analiză corectă,
la o analiză obiectivă, n-ai cum să treci cu vederea. Eu aș merge pe zona de interferență dintre situația economică și socială, că asta analizăm aici, starea economică și socială. De legea salarizării a uitat multă lume, nu neapărat că a securizat într-un fel niște venituri pentru bugetare și așa mai departe. Să ne gândim ce a făcut foarte bine legea salarizării și va rămâne în continuare. A format evaziunea fiscală. Foarte mulți angajați, mai mult sau mai puțin contract de muncă, nu își aveau plătite contribuțiile la stat, nici la pensie, nici la sănătate. Ori acesta este un lucru, după mine, grozav pe care l-a realizat această lege și punerea ei în practică de către actualul guvern și ministrul de resort. Pentru că știm ce s-a întâmplat. Oamenii au anumit vârstă, neputincioși, care au muncit, se trezeau cu pensie foarte mică, sau pur și simplu existau și cred că încă mai există persoane care atunci când au o situație medicală precară, pur și simplu sunt în câteva zile pe la urgență și s-a aruncat pe drumuri. Asta este un comportament și un status primitiv, trebuie să recunoaștem, care nu ne onora. Aici, sigur, am amintit la un moment dat la starea socială, am văzut niște indicatori demografici care sunt în trendul țării. Și la noi fenomenul de îmbătrânire, nașteri mai puține, căsătorii tot la fel, se nasc peste hotare, este sigur de sperat că nu vor uita măcar unde și-au rădăcinile, iar pentru noi să nu uităm cum îi primim în comunitate. Am trecut în revistă situația instituțiilor care, de fapt, administrează comunitatea. Noi avem rol de coordonare aici, ca și primărie și Consiliul Local. Ați văzut, elaborăm documente strategice. Evident, încercăm să rămânem în coordonare cu cei care creează plus valoare, cu entitățile economice, cu entitățile culturale. Nu stăm bine ca viitor în ceea ce privește instituția școlară, nu din cauza directoarei, din cauza realității care ne influențează atât din plan național, cât și a ceea ce se întâmplă dincolo de granițele țării. Copiii care se nasc afară nu mai sunt elevi școlii. Efectiv, aici, sigur, probabil doamna director o să intervină pentru întregirea orizontului informațional și mai ales la ceea ce ne paște, cu ghilimele de rigoare, pe termen mediu sau lung, pentru că și Ministerul de Resort își pune problema cheltuirii eficiente a banului public. Aici finanțarea, mă refer la salarii în primul rând și unele categorii de cheltuieli materiale, se face per capita, folosind acest principiu, în funcție de numărul de elevi. Sigur, în ceea ce privește administrarea școlii, am făcut tot ceea ce era posibil, beneficiind și de abnegația aproape singulară a doamnei director, atât ca director și cadru didactic, pentru că este stilul nostru românesc, să primească șeful cât poate duce, cât nu poate duce, cu de toate. Să nu folosesc niște expresii inadecvate aici. Am trecut
trecut pe la instituțiile culturale, biblioteca tremurând fiind subordonată, avem edificiul de referință care reunește biblioteca, căminul, muzeu. Am încercat să identific în ideea de a fi mai bine în ceea ce n-am reușit mare lucru în acele condiții improprii când s-a analizat activitatea bibliotecii. Eu le reamintesc pentru că fac cu bună credință, cu dorința de a ajuta. Baza materială este bună. Fenomenul acesta pe care îl cunoaște, când prea să mai citești cartea în România, nu este numai la Bucnăria, este în toată țara, este o problemă globală. Apar alte preocupări. Sigur, standardele de viață îndeamnă la comunitate, e mai ușor să utilizăm calculatorul, comod, mai vedem un meci și așa mai departe. E greu la o bibliotecă să trăiască într-adevăr cu resursele pe care le avem, să sparge în gheață. Nici biblioteca din Orești sau nu reușesc. Ceea ce am sugerat atunci, de exemplu, dincolo de recomandări, cadru și așa mai departe, să-i facem pe cei care vin ocazional, așa cum a fost la Revelion, pe cei care vin și pleacă, să plece cu amintiri și să-și întrețină conștiința apartenenței la comunitate, pentru că asta ne face acum degeaba. Ieșim cu dublu discurs în public și suntem mari patrioți. Nu poți să fii patriot fără identitate, să ai conștiința apartenenței la o comunitate. Ori aici este punctul nostru nevralgic. Avem un muzeu de care s-a interesat inclusiv Patriarhia prin Dascălul Silviu, că a venit recent, am avut o discuție cu dânsul, o să vină părintele consilierul patriarhului Dascălul Nicolae. Ei vor să facă un album, că le se pare interesant conceptul de clasă comune și muzeul care îl avem aici. Eu rămân la acest comandament că putem face mai mult, apropo de identitate, prin tradiții, cultivarea identității prin tradiție. Într-adevăr, și cu cei de la școală, am văzut la doamna Grigore la școală, ideea de a reînvia meșteșugurile tradiționale. Copiii aceia lucrau la Gherghiev, de ce n-a lucrat și la războaile de țesuri. Noi putem aloca, o să vădăm bugetul, doamna bibliotecară, ceri bani, că nu-i prea târziu, doamna contabil, o rog să fie pe recepție la bibliotecă, să băgăm niște bani ca să cumpărăm niște materiale măcar pe care le pot utiliza copiii la războiul de țesuri. Și femeile mai vin la un moment dat. Sunt și din ăștia mamele tinere care mai știu și ar veni alături de copiii lor. În momentul când sunt implicați copiii, și copiilor le place așa ceva, să aibă o existență factologică, decât ecuații și tâmbețe pe de rost. De păcate, cam asta este. Sunt convins, vara, măcar când sunt condiții mai bune și ei sunt mai liberi, cred că putem face. Începutul se spune că e mai greu. Eu rămân optimist. O să mai avem întâlnirii, după cât am înțeles, un album din ăsta, de exemplu, poate fi de interes și pentru cei care pleacă afară. Apropo de amintiri și de replonjarea în momentele posibile în perimetrul comunei, în plan mental, fără îndoială. Acum, ca și concluzie, eu cred că în 2018, sigur,
respect față de ceea ce înseamnă, am amintit aici și starea economică bună pe care o are comuna. În primul rând, datorită unor entități economice de referință care au un management bun și am subliniat de fiecare dată. Deci aici nu sunt schimbări, nu sunt schimbări negative, ar zice din potrivă, și în coroborare și cu evoluția factorilor climatice, a vreme, în primul rând. N-am avut necazuri mari, nici cu fenomenul meteo. Firmele Șerban și-au demonstrat viabilitatea, fabrica de confecție trotul sec. La capitolul resurse, iar o influență pe care nu vreau să escamotez așa, din politica guvernamentală, faptul că am primit mai puțin bani din impozite pe venit. Dar acest lucru nu depinde de noi, depinde de cei care stabilesc bugetul țării. Evident că nu putem rămâne în această perspectivă de cărcotaj. Pentru că să nu uităm că am primit vreo 130 de miliarde pentru proiectul de apă și canalizare. Deci, factori compensatorii au fost și, zic eu, semnificativi, fără îndoială. Nesincronul ăsta întotdeauna dintre ceea ce ne dorim noi în administrația locală și ceea ce cu mediul pe care îl creează actul de guvernare, întotdeauna este sezizat și unora, evident că nu le convine, încearcă să găsească soluții locale dacă ai bază fiscală corespunzătoare de impunere de venituri. Dacă nu ai, nu primești nici de la guvern, nu primești nici în comunitate și atunci situația e complicată. În planul activității din primărie, pentru că noi suntem manageri de comunitate aici, în colaborare cu entitățile componente, am încercat să mențin capacitatea de autoreglare a celor din primărie. Nu avem disfuncționalități. Nu avem disfuncționalități nici în ceea ce privește cheltuirea banului public, fapt constatat și de controlul Curții de Conturi. Sigur, au fost găsite neregularități, ele deja au fost remediate, măsurile stabilite prin decizia inspecției la Camera de Conturi Bacău au fost remise și nu am primit alte observații. Deci, preocuparea a fost de a drămâi banul public, de a menține lucrurile sub control. Probabil nu întâmplător am fost denumit într-un anumit document care îl avem în primărie, oamenii de fer din primăria Bogdănești. Ca și concluzie principală, eu pot să fac această afirmație că în 2018 au fost create bune premize pentru evoluția din 2019. Sigur, aici intervin întotdeauna factori aleatori. Vorbeam despre factorii climatici, Doamne ferește, mai departe, care pot fi valorificați. Aceasta este ceea ce cred eu că trebuie făcut și asta încerc să fac cu ajutorul colaboratorilor din primărie și cu această ocazie eu le mulțumesc pentru ceea ce fac. Toți se înhamă la treabă, evident, toți facem greșeli în frunte cu mine, dar avem capacitatea de autoreglare. Și în funcție de ceea ce consider eu aceste premize, în funcție de strategia de dezvoltare locală, așa cum am anunțat la început, am propus și niște proiecte pentru anul următor. Care
am intitulat Direcții și obiective pentru administrația locală în anul 2019. În raport cu resursele prevăzute în bugetul Comunei Bogdănești pentru anul 2019, strategia de dezvoltare a comunității, evoluția din anii precedenți și imperativele venite dinspre cetățenii comune pentru anul 2019 se conturează următoarele direcții și obiective. Mai întâi, continuarea preocupărilor administrației locale de adaptare la cerințele de modernizare. Acest deziderat se va realiza prin adaptarea managementului instituțional, având ca finalitate creșterea eficienței actului administrativ prin profesionalizare, implicare și responsabilitate reală a celor care compun entitatea administrativă locală. Apoi, constituirea de resurse în creștere, umane și financiare, și utilizarea lor cu eficiență maximă. Am mai considerat că merită să amintesc menținerea funcționalității și continuarea dezvoltării infrastructurii locale prin realizarea unor proiecte de tip strategic, care le-am anunțat deja, se are în vedere începerea lucrărilor la proiectele de apă și canalizare și podul peste râul Oitus. Deci începere, pentru că am mai fost interpelat la un moment dat, deși s-a uitat cu o bună știință, ca tabula de dispoziție, de exemplu, contractul de apă și canalizare, unde scrie durata de execuție, 24 de luni. De exemplu. Da. Ameliorarea condițiilor de mediu. Despre mediu, am discutat. Este într-o perioadă, să spunem, la modul elegant așa, de corectare a unor deficiențe de management, de autoreglare, cum se spune. Putem fi îngăduitori, în primul rând, dacă ne gândim că putem fi de îngăduitori, numai că ceea ce privește starea de mediu nu poți fi foarte îngăduitor mult timp, pentru că miroase și alterează, degradează sănătatea publică. Ați văzut la sistemul de colectare. Și am precizat aici. Se are în vedere o gestionare mai eficientă a sistemului de colectare a deșeurilor și curățirea periodică a zonelor care aparțin domeniului public. Și am zis creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comunei, cultivarea identității locale prin organizare și susținerea manifestărilor culturale și sportive în spiritul tradiției locale. În ceea ce privește creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comune, am fost preocupat cu, împreună cu cei care desfășoară activitatea în fiecare zi, să ne mai întâlnim la programul de investiție pentru 2019, dat fiind că sunt și persoane care exced celor două instituții, primăria și Consiliul Local. Avem deja preconizat și am făcut o analiză împreună cu o firmă de profil pentru realizarea unui sistem de monitorizare video de-a lungul DN-ului, cu intrarea din drumul european pe drumurile comunale. Deci, ca să știm, este o activitate gândită și în colaborare cu postul de poliție națională și sper din cât avem noi pentru investiții să realizăm și acest proiect care, pur și simplu, trebuie realizat. Atât. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție. Vă mulțumim și mai domnul Sima pentru acest raport. Am fost și prinzător, care a fost foarte bine domnul și structurat. Este în de atât analiza economico-socială, cât și proiectele de viitor. Vă invit la cuvânt. Domnilor și domnilor consilier, stimați invitați, domnule primar, aș începe cu o reflecție a Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune cam așa, că viața este muncă și numai munca îi dă omului dreptul la viață. Țin să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit o prezentare atât de detaliată a realității economice, sociale și de mediu din localitatea noastră. Am observat că în realizarea
prezentului raport, ați făcut referire și la realitatea economică din țara noastră la nivelul anului 2018. După cum ați amintit și dumneavoastră în raport, cred că cele mai importante puncte pentru anul 2018 sunt acele cele două proiecte, și anume finalizarea documentației de proiectare, avizare și obținerea finanțării pentru proiectul Apu Canal Fratele Filipești și Bogdănești și podul din Beton Armat, cu fior de circulație pe râul Oituz din zona Slobozia. Referitor la capitolul situația socială, și pe noi ne-a întristat să constatăm că la nivelul anului 2018 avem doar 10 nașteri și 51 de decese. Vă pot spune din realitate că în vara lui 2018, într-adevăr, 5 familii au venit la școală și au solicitat transferul pentru copii în străinătate. Deci 5 familii active, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, s-au deplasat spre alte țări din Uniunea Europeană. E un fenomen îngrijorător pentru noi ca școală, pentru că se diminuează numărul de elevi. Apreciez disponibilitatea domnului primar pentru fiecare problemă sesizată. Este o persoană ancorată în realitate. Manifestă compasiune pentru problemele celor din jur. Chiar am participat la o discuție când i-a fost solicitată rezolvarea unei situații și în decurs de 3-4 săptămâni problema respectivă a fost rezolvată. Ba chiar a fost de față și când a primit mulțumiri în acest sens. Asta înseamnă că interacționează cu cei din jur și răspunde afirmativ de fiecare dată. Dă dovadă de răbdare, are încredere în ceilalți. Referitor la obiectivele pe care vi le-ați propus pentru anul 2018, aș spune eu că sunt obiective SMART, adică pot fi și măsurabile, și analizabile, și realizabile, și terminate la timp. Le-am propus împreună. Eu nu uit, au fost aprobate de Consiliul Local și întotdeauna am avut, dincolo de niște discuții care sunt inerente în zona politicului, am avut sprijinul Consiliului Local și al colaboratorilor din primărie. Celelalte nu contează. Aș putea spune... Nu pot să mulțumesc pe toată lumea, în mod sigur, mai și supăr, dar... Cu siguranță. Încercăm. Da. Aș spune că viziunea fără acțiune nu realizează nimic. Acțiunea fără viziune, pierdere de timp, iar viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea. Și aș zice eu că vă caracterizează această schimbare. Aveți și viziune? N-am ajuns încă la ceea ce trebuie, dar îmi propun asta și cred că e interesantă. E o provocare pentru toată lumea. Noi nu am ajuns, și nu numai noi, în general românii, mă refer la zona rurală. N-avem un proiect, ce va fi? Știm ce au fost acum 100 de ani, am sărbătorit și pe față și pe tot și așa mai departe. Dar nu ne-am pus problema încă, de fapt, atâta măcar cât putem, dar n-am reflectat suficient. Noi reflectăm acum cum să câștigăm niște alegeri și așa mai departe. Ne mai contrăm una alta, dar suntem într-o limitare aproape nepermisă în ceea ce privește proiectul. Nu ne punem problema, cum va arăta comunat. Încă nu decodificăm trendurile principale. Ce se întâmplă? Depopulează școala. Cât? Până unde se poate ajunge? Ce putem face ca să frânăm? Lucrurile se schimbă, asta e clar. Dar trebuie să prevenim ceea ce este mai rău. Ceea ce este mai rău, oamenii fac, nu natura în teren. Noi dăm vina de fiecare dată, că a venit apa mare, că nu știu ce. Dar nu ne întrebăm de ce vine apa mare când ea se duce acolo unde e dreptul ei. Ce căutăm cu niște construcții în lunga Dunării, în lunga Oitudului și așa mai departe. Nu ne întrebăm de ce subțientul poluare, de ce ne îmbolnăvim și așa mai departe. Aici cred că avem rezerve care nu ne costă bani. Nu am un pic de bunăvoință, ne trebuie. Mulțumesc!
și eu vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați prezentat astăzi raportul, pentru coerență și să vă mulțumesc încă o dată. Până bine am de făcut o analiză a proiectului UNICEF, s-au trimis către UNICEF și chiar mi-ați, prin ceea ce ați prezentat dumneavoastră, mi-ați oferit și mie câteva informații și mi-ați mai dat câteva idei pe care o să le trimit mai departe către UNICEF și către Institutul Științelor Educației. Consiliul ca preambul de informare că suntem de acord cu donate. Dar faptul că suntem incluși în proiectul cu UNICEF, noi am, oarecum am colaborat și cu Asociația Terre des Hommes. În urma implicării în acest proiect și cu ajutorul partenerilor din Franța, Asociația, am reușit să asfaltăm terenul de sport, iar împreună cu dumneavoastră, dacă reușim să scoatem o hotărâre de Consiliu, o să așezăm un covor artificial, un gazon, pe terenul de sport. Deci, dacă săptămâna viitoare, domnul primar, astăzi chiar m-a sunat domnul Marian Damoc și v-a rugat, dacă aveți disponibilitate și bunăvoință, să semnați acordul, dumneavoastră pot începe demersul. Semnez, dar, cum să spun eu, se trebuiască oarecum... Ei se pricep la acte filantropice. Dar ca să-l semnez, de ce am dat-o consilierului local, că acolo se vorbește de o hotărâre și nu pot să fac asta. Eu ar vrea să ne întâlnim. Probabil, doamna contabilă, este posibil să ne întâlnim la aprobarea bugetului, măcar în valoarea lui? Dacă toți suntem la discuția asta, ce părere ai? Eu știu că este, pentru că termenul nu e imperativ 45. Până la 45 de zile am primit cifrele cu veniturile acordate, am înțeles, mai lipsește tocmai la școală, trebuie să apară o ordonanță, un act guvernamental, în ceea ce privește finanțarea școlilor. Per capita, cum spuneam, da. Bani pentru salare, ca să întărească toată lumea, și o parte din cheltuielile materiale, nu? Da. Și îmi pare imposibil, vorbeam de niște disfuncționalități în țara asta. Că dacă nici la ora asta, după ce am aprobat bugetul în Parlament, că nu la Bogdănești, de fapt, dar să luăm în multe locuri, să nu ai actul normativ și să știi ce fonduri primești la școală, mi se pare anormal, ca să nu comentez mai mult. Și apropo de UNICEF, aici ați văzut în partea de proiect, am amintit preocuparea care va continua pentru constituirea de resurse și financiare și umane. Și noi am luat ce a fost mai bun din UNICEF, ce a fost posibil, că o resursă umană s-a căsătorit și a plecat, Claudiu, dacă vă mai amintit. Am realizat acest lucru. La un moment dat nu mi-a fost ușor, dar sunt aici ca să iau decizii, să mă iau și în freză pe românești și așa mai departe. Și am considerat că este o decizie bună să o cooptăm în echipa de execuție pe doamna Burlacu, care va avea de treabă în zona asistenței medicale, mai nou așa o să fie însă și inspector de protecție civilă pe partea de protecție și de educație. Că acum, să fim serioși, la școală se fac multe lucruri, dar exact asta nu se face în zona educației. Să-i pregătească pe copii să supraviețuiască. Când îți cade curentul, când îți cade ceva pe picior, Doamne ferește, și așa mai departe. Și partea asta de prevenție și de educație pe salvare propriu și pe supraviețuire, asta sigur va putea face. Și tot odată cu proiectul, tot prin proiectul inițiat de cei de la UNICEF, am reușit să titularizăm pe postul de consilier școlar. Deci, dacă definitiv, școala va avea consilier școlar. Iarăși o reușită aceste intervenții la nivelul comunității noastre. Iar aș putea aminti că din cele 65 de comunități de școli implicate în proiect, pentru următorii 3 ani au mai rămas 35 și o să fie urmărită evoluția elevilor de clasa 7-a și 8-a la liceu. Deci va fi o colaborare, un parteneriat între școala gimnazială și liceul, unde copiii de la noi, de la școală, vor reuși. Da. Încă o dată vreau să vă felicit pentru
activitatea depusă în 2018, să fiți sănătoși, să aveți putere și în viitor. Și nu vreau să monopolizăm noi discuția. Mulțumesc! Mulțumesc eu! Și în ultima, facem rola cu noi mai important. Doamna Romela, mă puteți ajuta ca să pregătesc consilierii? E posibil săptămâna viitoare să adoptăm bugetul? Cred, așa mi-a spus. Macare în valoare, de fapt n-am venit școală, dar... Bine, atunci o să rămână probabil la o extraordinară, pentru că avem de lucru. Trebuie să ne facem ordine ca să putem operaționaliza. Uitați, de exemplu, nu întâmplător am vorbit de o hotărâre de Consiliu pentru cei 20.000 de dolari. Pentru că donatorul așteaptă ca să vină să vedeze poporul și așa mai departe. Bine, asta o să iau decizie tot anul, tot ce mi-e invitație de convocare eventuală. Mulțumesc! Stați un pic la diverse. Și eu vreau să subscriu ce v-a spus de doamna consilier Grigore. Într-adevăr, raportul este amplu și bine documentat și a prezentat tuturor reușitele anul 2018. O mică nelămurire aș avea. Știu că au fost 10 nașteri și am văzut aici 23 de alocații pentru copii. Deci, inadvertența asta nu știu de unde reiese. Poate doamna Scutaru. Mai ați dat 10 nașteri și... 23 de dosare pentru alocații de copii. Și copiii care se nasc în spațiul Uniunii Europene, da, beneficiază de alocații de stat. Sau copii. Care nu au... Și sunt înregistrați la noi. Alocația sistemul școlar se mai acorde? Nu, nu. Aceasta nu face de stat, așa. Înainte vedeau prin curse, instituția învățământului. Da, da, da. Curs social. Da. Vă fericit și eu pe domnul primar, de asemenea aparatul primăriei. Și la acestea cred că am contribuit și noi, Consiliul Local, prin proiectele pe care le-am aprobat, le-am adoptat. Și nu doresc decât ca și anul acesta, 2019, să obținem rezultate la fel de bune. Trecem la punctul următor, 6. Solicitări adresate Consiliului Local. Nu avem solicitări scrise către noi. Nu sunt. Atunci, deci, îi dau cuvântul domnului notarul care are ceva de comunicat. Vă rog să limitați intervenția. Da, deci cât mai domnul primar. Da. Acum mi-a dat pe cuvântul meu. Vă rog frumos. M-a scos de 3 ori, m-a scos afară. Da, vă rog deci, să adoptați de două ori am avut scandal cu drumul acolo. A s-a dus și consilierul de la de acolo. S-a zis că au dat fișorul meu afară din poliție. De acolo. Da, dar e, cu eu vreau să spun o treabă. Domnul primar, eu vreau să spun la cu doamna casierie. Eu, de când s-a pus impozit, eu am plătit, în luna martie am plătit impozit, în fiecare an tot. Așa. În 2017 am plătit impozit. Vine acum și îmi puneți propriu pe pensie, mi-a luat 300 milioane din pensie, pentru ce? Nu cunoașteți? Dacă sunteți primar, de ce m-ați dat afară? De ce n-ați luat? Că la prima ședință care a spus, atunci cu televizată, a spus așa, cu dumneavoastră ați făcut și ați făcut acolo, dar să nu vă pricepeți așa, dar aveți rădete la domnul consilier. Acum se va ajunge domnul consilier, îi rog pe domnul consilier să mergeți cu toți acolo, să vedeți în ce situație stau eu acolo. Eu am cumpărat și lemne de la voi toți de acolo cu mașina. Nu vreau să intri, nu poate să intri în curte acolo. Așa, l-am lăsat la poartă acolo și acum lemnele acolo și vedeți acolo.
Deci s-a înălțat drumul cealaltă acolo. Eu, domn primar, eu în fața casă am o poartă acolo, unde primeam și eu părintele acolo când vine. Eu acum pe Sfântul Părinte nu pot să-l mai primesc pe acolo, pe poarta aia acolo. Că n-are cum. Acolo s-a făcut un tranșeu, acolo poate să-mi îngrope o vacă acolo. Îl duc pe părinte prin spate pe acolo. Domnul Stângă cunoaște treaba. O aranja cu ăștia de la drumuri și eu trimesc 82 de bolțari din aia. Vedeți dumneavoastră, putrecai dumneavoastră acolo, se vii, domnul Stângă se pune mașina să ia de acolo, dar de ce nu atunci de ce de 20 până se pune la fundația gardului? Păi, domnul primar, cum vă gândesc dumneavoastră acolo, dacă eu ați pune acela de 15 la fundația gardului și mai pune, deci are 70 gaură acolo. Și mai pui pentru fundația la gardul ăsta. Nu se dă rămâi stâlpi și acolo. Fundația acolo. Corecție acolo. Dumneavoastră a spus că e vina proiectantului. Și ce l-a s-a dus proiectantul? A s-a dus la consilierul de la poliție și a dat pe fișorul meu de la poliție. Nu așa? A văzut când au plecat de acolo, unde nu m-a dat mâna nici cum bine. Nici cu dumneavoastră. Am plăcut în Gabriel și m-a spus că așa au plecat și l-au văzut de treabă. De ce vă bate joc, domnule primar, de mine? Eu dacă am venit de atâtea ori, v-am spus, domnule, eu am plătit pământul. Eu am plătit pământul lui Catrina Rotar, noi am împărțit acolo. Eu am plătit așa. Și acum, da, să spuneți, tu fă fișorul. Fișorul, el să are salariul lui, pensia lui acolo. Pensia lui, eu acum îmi trebuie bani, acum pentru semănțat. Acum să-mi dați banii. Acum, doamna casieră, plătesc impozitul și să-mi dați banii ca să am nevoie de ei. Și bolnav, așa. Și acum ai venit să ne bolnăvești pe noi. Nu. Eu v-am spus acolo ca să știi și... Gata, ați mai ales alte probleme? Deci ar mai... Vreau răspuns acum cu banii și cu drumul ce face. Dacă nu, merg la judecat. Bun, deci ar sunt ceea ce o să dacă domnul primar vrea să vedem... Doamna președinte... Eu n-am nimic cu domnul primar, eu n-am avut niciodată... Dați-mi voie să fie scurt așa că te... Domnul Rotar, le cam amestecă, care fiecare dată. Foarte mult e neadevărat, probabil îi place să vorbească la cameră. Eu nu cultiv neapărat aspectul ăsta ca să fiu filmat. Dar te atinge chestiuni inerent ca persoană publică. Asta spui multe neadevăruri aici. Și eu te-aș întreba, eu sau Mata suntem proiectant, putem hotărâ dacă proiectul a fost bun sau nu, în momentul când proiectul ăsta este verificat de niște specialiști în materie, care se numesc exact verificatori de proiecte. Ai făcut solicitări de clarificare și la prefectură și la inspectoratul de stat în construcție, au venit acolo. Ai niște bolțari despre care afirm în mod mincinos că nu știi de unde sunt. Cine ți-au adus bolțarea acolo? Nu cei de la domnul. Ți-a adus firma cu care ai disputat ca să se liniștească lucruri, deși nu erau... Acum vorbesc eu, te rog frumos. Ca să faci gardul. Te-am ajutat la amenajarea accesului în curte din sponsorizare franceză ca și pe alții, deși nu eram obligat, că n-aveam nicio datorie, dar de respect față de o idee morală, în primul rând, te-am ajutat, dar asta ai uitat. Asta ai venit aici ca să îți reiei partitura, dar să știi că pe mine nu mă, cum să spun eu, nu mă afectează foarte mult. Sunt lucruri mult mai importante care mă pot afecta psihic. Eu sunt foarte sănătos, merg înainte, indiferent de cei care vin să interpreteze area calomnie, fără să aibă calități de soliște neapărat. Păi multe neadevăruri, mai ales în condiția când mai merg pe la biserică, ești un bătrân și amestici lucruri. Lasă-l pe domnul Viorel, este un om major, aproape de vârsta mea, dacă are ceva de reclamat, poate să-și poarte singur de grijă, în mod sigur.
El poate să poarte de grijă, trebuie să spune prima ta, care ai grijă altuia, da? Lasă-ne să ne vedem de treabă, nu te prejudicea nimeni nimic, dacă el nemulțumit poți să mergi în instanță, nicio problemă. Atât am încheiat, doamna președinte. Da, mulțumim. Declară de la ședința închisă. Eu acum nu pot să plătesc impozitul. Doamna Brat. Doamna Cateri. Da. Eu vreau doar o lămurire, că nu știu cine, de la dumneavoastră sau de la domnul viceprimar. Am donat, cum știți, bisericii un teren pentru construirea unei case mortoare. Și dacă se poate un proiect și o casă prăznicească, asta e altă discuție. Preotul, înainte de a se îmbolnăvi, mi-a spus că din primărie, probabil că dumneavoastră, i-a spus că nu e bun teren, că locația nu e bună, că acolo o să fie, pleacă malul, mă rog, terenul o ia la vale. Doamna Vrată, exact aceeași întrebare, evident, retorică. Avem noi calitatea, cunoașteți că avem calificarea ca să stabilim dacă un teren e bun sau nu? Eu mă întreb altceva, dar acolo este teren intravilan. Vă rog să-mi permiteți ca să eu v-am ascultat, da? Dacă cel de lângă terenul ăsta și-a făcut vilă, a plecat dealul cu vila lui, dacă eu îmi făceam casă acolo, era teren intravilan. Și eu îmi făceam casă, se opunea primăria? Pot să vă răspund. Da? Poți să vă răspund? Ia, te rog. Legislația prevede, domnul Stângă e aici, ca în cadrul documentației necesare pentru aprobarea unui proiect, studiul geo, doamnă. Asta am vorbit și cu părintele. Apropo de legislație și de opus și de respectat. Dumneavoastră, împreună cu cei care v-au cumpărat terenul, ați respectat legea? Există acolo autorizație de construire, domnul Sângă? Există demersuri și așa mai... Știți că deja au vândut niște teren pe stânga la ieșirea din CDPR. Dar nu, eu vorbesc, n-am nicio treabă, pe mine chiar aia nu mă interesează. E treaba noastră. Da, nu sunt prea priceput, dar făceam o extrapolare așa, apropo de respectul față de lege și așa mai departe. Păi da, n-am eu treabă cu ce au făcut cei care au cumpărat. Urmează cei care au cumpărat. Am înțeles, da. Mă iertat, tot să-l vedem care-i treaba acolo. Doamnă, noi la, cum se spune, am dat un sfat. Nu-i obligat nimeni să fac așa ceva. Pentru că părintele la un moment dat au venit cu ideea să se construiască fără autorizație de construire și așa mai departe. Și a spus că e păcat la un moment dat să cheltuie niște bani, că la un moment dat fără autorizație de construire o construcție nu există. Asta e dovada că cineva are dreptul asupra construcției respective, are dreptul de proprietate în primul rând. Și e scutit de alte neplăceri. Am făcut-o cu cea mai bună intenție. A fost un act de informare, pur și simplu cu bunăvoință. Că în momentul când încerc și eu am tot respect, îi doresc sănătate părintului, că a manifestat o abnegație deosebită față de parochie. În sfârșit, să fie sănătos, în primul rând. Și aici s-a procedat, la un moment dat, pentru casă practicală sau capelă foarte bine ce o să construiască acolo, trebuie un proiect. Păi nu-ți autorizează nimeni funcționarea unui edificiu public dacă nu ai autorizație de construire, indiferent Direcția de Sănătate Public, ISU și așa mai departe. Am dreptate, domnul... Dacă îmi dați voie să mă fac o completare. Dacă, ca lucrurile să fie clare cu terenul respectiv, dacă noastră vreți, înainte de a începe procedura de autorizare, puteți da comandă de un studiu geotehnic în care vă va spune dacă acolo se poate construi sau. Eu am să vă rog să vă informați dacă cel care a făcut vila acolo a cerut acel studiu. Dacă știți, una la mână. În al doilea rând, domnul primar, a spus și dumneavoastră, a spus în biserică anul trecut, când a fost o ședință cu toți consilierii. Da. Și unul din consilieri, nu mai țin minte cine, un domn, a spus că poate să ia legătura tocmai pentru proiect cu domnul arhitect Dragomirescu. Dragulescu sau Dragomirescu din Onești. Da. Deci eu n-am auzit, tocmai asta era problema, că domnul preotul
Cristea spunea că îi trebuie bani pentru, și o să, comunitatea o să hotărească, tocmai pentru un proiect, că nu există, știe dumnealui că nu se poate fără proiect. Iar banii se găsească din sponsorizări. S-a lovit de altă problemă că trebuie titlul de proprietate și nu... În primul rând, titlul de proprietate și după aia studiul. Păi bun, dar eu vă întreb, de atâția ani de zile în satul ăsta, Filipeș, biserica, cimitirul, cum, în ce titlul de proprietate, a comunității, a cui e? Eu i-am dat dumnealui un... o adeverință, sau nu, mă rog, o donație făcută de familia Crucioiu în 51. Care a dat toată partea de la biserică din spate, unde sunt 285 de metri pătrați, îți donați. Acea hârtie, eu am avut-o în mână, are martori, are preotul care era în 51 și a avut-o părintele Bogdan. Acum am discutat cu părintele Bogdan și a dat-o părintelui Cristea. Plus, dar restul, cimitirul s-a construit pe domeniul a cui? Au dat alți oameni, nu? De ce s-a pune problema acum că nu are titlu? Acea donație care scură dumneavoastră va trebui o donație autentificată. Dar ea făcută care? Prin notariat. Dar doar așa se poate construi. Este făcută. Construi. Este autentificată este prin notariat. Da, este pe baza parohia are... Dacă este autentificată prin notariat, se poate face schiță cadastrală. Cadastru pe acel teren. Dar este făcut. Păi dacă are schiță cadastrală, v-am spus. Primul pas ar fi, dacă dumneavoastră sunteți în dubiu că nu se poate construi acolo, sau de la cineva ați auzit că nu se poate construi, sau că a pornit de la noi, de la primărie, lucrul ăsta, că nu se poate construi, deci vă puteți clarifica prin comanda unui studiu geo. Dar eu dacă vreau să fac acolo, că mai am 700 de metri pătrați intravilan și eu vreau să fac acolo construcții, mie îmi cere din cu proiect. Da, vă și cere studiul ăsta. Deci, legislația, vă uitați pe legea 50 pe 1991 și o să vedeți acolo, fără ca să cerem noi studiul geo prin certificatul de urmăresc, este obligatoriu să se facă acest studiu geo. Tocmai datorită unor evenimente care s-au întâmplat. Niciun proiectant serios nu vă face proiectul când vede amplasamentul mai ales, fără un studiu geo. Plus că este obligatoriu prin lege. Exact asta l-au încercat să spună domnul. Mică precizare. Vedeți a spus că cel cu vila e posibil când... La momentul nu știu despre cine este vorba. Persoana care și-a făcut vila, legislația, să nu fi prevăzut așa ceva. Exact. Studiu geo. Acum mai nou, vedeți că toate în urma unor probleme, calamități, chestii care se întâmplă și ce se întâmplă, s-au modificat legea și s-a introdus și treaba asta. Evident că nu mai putem, nu mai poate fi obligat persoana respectivă care are vilă să-și mai facă studiu geo. Nu mai poate. Legea hotărăște pentru viitor, nu pentru ce a fost în noi. Mulțumesc. Deci eu asta am vrut să spun pentru că nu-mi place că aud lucruri care chiar nu și-au rostul. Că tot de, și eu nu condamn pe nimeni, dar să se spună, convingeți-o pe doamna să dea altă destinație terenului, că nu ne trebuie. Eu am să întreb constătenii. Să scrie, semneze fiecare dacă are nevoie sau nu. Că până la urmă o să ajungă lumea să-și dea seama că nu poți să ții un mort în casă, că nu este normal. Dar poate să fie casă parohială, că poate o să avem nevoie, nu? De o casă parohială. Dacă tot ați mai ridicat o problemă vis-a-vis de destinația terenului sau cum este el prins în titlu sau în donată respectivă, dacă este cumva pășune, la fel este o lege a pășunilor sau fâneață, prin care interzice să se construiască pe pășune. Nu, este arabil, intravilan, dacă e arabil, așa. Da, și asta s-a spus, să las terenul ăla pentru mărirea cimitirului. Niciodată. Nu. Pentru cimitir s-a dat, a mai dat, nu. O să mă duc la notar și fac specificația clară. Când s-o putea construi ori o casă parohială mică? Am mai avut niște discuții în prezența părintului Florin și ne-a raportat la cadastrarea din 83. Țin minte că era o anumită suprafață, 4.000 de metri, nu știu, și așa mai departe. Părintele a cadastrat suprafața cimitirului?
nu știu de... Că da, domnul inginer. Eu așa mi-am amintesc. Și a ieșit mai puțin 3.000 și ceva? Da, o cadastrare. Da, știți de ce iese mai puțin decât în cadastrarea din 83? Da. Puneți-vă întrebare. Intră vecin. Nu e exclus ca să fie intrat la altă proprietare din partea înspre răsărit, înspre biserică. Sunt niște puncte fixe, drumul a rămas tot acolo, da. Și ăla de la deal, și așa mai departe. Păi înseamnă că trebuie să facă fiecare cadastru. Nu? Păi nu, dar... Pentru că singurii vecini care s-au rămas acolo sunteți dumneavoastră. Păi nu, eu sunt pe partea... Din patru mi-a scăzut, uitați-vă pe documente. Așa este. Înțelegeți? E diferență de vreo 3-400 de metri... Nu are cum să fie de la mine, că eu am îndreptat gardul și am mai dat câțiva metri pentru cimitir. Sunt... exact, nu știți că era o groapă de gunoi acolo? Și noi am îndreptat gardul tocmai ca să... să fie și mai e un rând de morminte. Nu, da, acum, prin actul de donație, ajungeți exact la suprafața de registru și așa mai departe. Este poate verifica, nu că eu nu am Vorba doamna președintă, dar acum, eventuale clarificări se pot face. Numai puțin, o problemă. Domnul Rotaru a afirmat aici și nu înțeleg că i s-a pus propriile de pensie. Știi cineva din primărie pentru ce? Sau probabil poate din altă parte, nu la primărie. A spus că... Domnul primar a semnat el și de la mâna asta e tică asta. Să dea domnul politeară. Amândoi erau sârlături și... Păi și pentru ce impune asta? Deci este vorba de terenul care a rămas la urmașul Tău Catrina. A, și nu au achitat. Exact. Deci sunt mai mulți moștenitori și le-au oprit în partea fiecare. Am înțeles. Legea ne-a oprit să realizăm veniturile. Problema este că nu s-au... Ei n-au ieșit din indivizie.